ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face prăjiturile din cozonacul rămas de la Paște. Așa. Și vom avea nevoie de unt, de cozonac, și puțin rom sau puțin lichior. Eu am aici un preparat aromatic pentru prăjituri și este de culoare roșie. Și am să punem să vedem. Aici am circa 30. Așa. Să mai avem nevoie de apă. Și de forme. Forme pentru tăiat. Eu am să le îmbrac cu fondant din marshmallow. Vedeți? Floricele. Bună ziua, bună ziua. Bine ați venit. Hristos a înviat. Așa. Și aceste forme, bețișoare, cuțitaș, o să ne trebuiască. Le dăm deoparte. Am să mai aștept, poate mai intre cineva, ca să începem împreună. Aici am cozonacul care mi-a rămas circa 600 de grame. Acum o să vedem dacă îl folosim pe tot sau nu. Aici am circa 150-160 de unt. Puneți rom. Sau eu aici am un preparat pentru prăjituri care este un pic alcoolic, al Kermes, așa se cheamă aici, este de culoare roșie. Și apoi o să îmbrăcăm cu, aici avem bombonele din bumoase. Și o să punem una, două, așa, să le topim cu puțină apă și apoi o să adăugăm zahăr pudră și o să le îmbrăcăm. Nu doriți să le îmbrăcați în fondant, o să facem așa biluțe sau pătrățele, depinde cum doriți, ce formă vreți să îi dați. Așa, le puteți da prin cacao, prin nucă, prin alune, prin fistic, prin ce doriți, prin bombonele colorate. Acesta este cozonacul. Ia uitați cozonacul meu. Încă este moale și proaspăt și bun. Și vreau să vă arăt că dacă vă rămâne cozonacul, ce mai puteți face din acest cozonac. Așa. Puține ingrediente. Nu punem decât unt și un pic de rom. Rom sau coniac sau aici eu am un preparat pentru prăjituri al Kermes, așa se numește aici, este de culoare roșie și dacă dați la copii adăugați puțin lapte. Pentru adulți puteți spune așa și o să tăiem din cozonacul nostru, o să adăugăm untul și nu mai punem nimic altceva, că avem și alune și cacao în interior, avem tot ce ne trebuie în acest cozonac. Și apoi o să facem și fondantul din aceste bezele. Așa, mi-am pregătit două boluri. Unul pentru cozonac și unul să facem fondantul aici. Așa. Am să dau așa deoparte. Aici o să punem 2-3 linguri de... O să începem cu fondantul. 2-3 bezele. Aici am doar 200 de grame de zahăr. Vedeți? Eu le am așa și colorate și puteți cumpăra și doar de o singură culoare. Adăugați și colorant. Eu le las așa. Am să adaug, ia uitați,
și cu verde. O să vedem ce o să iasă. Am să adaug așa 3. Am să dau deoparte. Și am să pun și ca o lingură de apă peste aceste bezele, vedeți? Sunt 3. Am o lingură de apă, am să pun. Așa că nu a fost plină. Și acum, o să avem nevoie de zahăr. Zahărul trebuie cernut. O să cern aici o parte. Așa. Le preparăm cu tot ce avem în casă, ce a rămas de la sărbători. Opțional să le îmbrăcați cu acest fondant. O să fac așa cu mâna. Că facem mai repede. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit și Hristos a înviat la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Zahărul, să faceți cu zahărul cumpărat, că acesta are și puțin amidon în interior. Și este și foarte, foarte fin. Așa. Am dat prin sită. Și acum, puteți topi aceste bezele și pe baie de abur. Sau eu am să le bag microunde și am să le las câteva secunde. Le lăsăm așa câteva secunde. Mai las puțin. Și facem mai întâi fondantul. Fondantul trebuie să stea în folie alimentară. Ia uitați ce s-a umflat. Vedeți? Ia uitați. Și le amestecăm așa să se topească bine. Cum am spus, puteți face și pe baie de abur. Puneți o oală cu apă și vasul deasupra. Poate să atingă și apa. Dacă... Așa. Vedeți, a ieșit așa o culoare în roziu închis. Și acum voi adăuga zahărul pudră. Și o să ținem fondantul nostru. Așa. Eu fac cantitate puțină, că am zahăr puțin. Așa, și zahărul intră cât este nevoie. Să ajungeți la consistența unei plastiline, ca să puteți lucra cu fondantul. Aceste bezele gumoase sunt destul de aromate și de bune. Așa. Acum vom pune aici pe masa de lucru și vom adăuga zahăr cât este necesar.
nopțele. Vedeți cum este? Este destul de moale. Asta înseamnă că mai ai nevoie de zahăr și mai adăugăm. Cine s-a jucat cu plastilina știe consistența plastilinei și cam așa ar trebui să fie. Vedeți? Încă puțin, încă puțin. Uitați cum arată. Așa. Încă puțin, puțin mai punem. Dacă doriți să faceți, să îmbrăcați un tort, puneți mai multe bezele. Că din acesta iese, nu putem. Nu putem îmbrăca un tort mare. Vedeți că este puțină. Așa, eu fac puțin, că doar vă arăt. Și când faceți un tort, vă cumpărați zahăr pudră, să aveți destul. Și puneți 10 bezele și vedeți cât zahăr vă intră. Dacă doriți să-l îmbrăcați în fondant. Dacă nu... Așa, cred că este gata. Ia uitați-l cum arată. Vedeți? Așa. Și acum am să-l pun în folie alimentară să se odihnească puțin. Așa. Cozonacul să facem, că eu am să umplu, am să umplu cu fondant, biluțele am să le îmbrac în fondant, fondantul am să-l umplu, așa, ca să mă înțelegeți. Punem așa aici, ia uitați, și l-am pus în foi și îl dăm aici departe. Luăm zahărul nostru de aici și îl punem peste celălalt. Așa. Fundul dăm deoparte, că o să ne trebuiască să întindem. Așa, și am să-l pun așa într-o parte aici. Și cu zahărul. Avem cozonacul. Ia uitați ce bine arată. Fondantul avem. O să avem nevoie de un bol. Ia să tăiem așa o feliuță. Ia uitați, cozonacul făcut acum o săptămână. Ia uitați-l. Încă este moale și bun. Vedeți? Ia uitați. Cozonacul. Bun, bun, bun. Și avem în interior și nucă, și cacao, și tot ce trebuie. Așa. Și o să punem aici în bol. Și o să-l sfărmăm. Așa, am să pun și partea din spate. Vedeți cum arată. Vedeți? Așa. Eu pun și coaja. Dacă doriți, nu o puneți.
Și îl sfărâmăm așa, bine, bine, bine. Așa, o să dau deoparte. Dacă mai e nevoie, mai adaug. Că eu fac cu ce mi-a rămas în casă. Așa. Să vedeți că se poate face ceva bun și cu ce ne rămâne prin frigider. Așa. Și o sfărâmăm așa bine. Sfărâmăm și nuca de deasupra. Acum. Am să adaug, eu am aici circa 160 de unt și adaug, dacă mai e nevoie de cozonac, mai adăugăm. Deci la 160 de unt adăugăm cozonacul cât este necesar. Aceasta este prăjitură făcută la ochi. Așa. Și o să amestecăm așa bine. Am să amestec cu mâna, că se amestecă mai bine. Și aici adăugați ori rom, ori puțin coniac, sau eu am un, acesta este al Kermes, un preparat pentru prăjituri. Și dacă dați la copii, puneți puțin lapte. Așa, și ia să vedem, ia să amestecăm așa, să vedem ce iese. Așa. Mai adăugăm și restul de cozonac, că mai trebuie. Vedeți câtă cacao, ciocolată avem în interior, nucă. Și amestecăm. Așa. Am să mai tai o bucată de cozonac. Așa. Îl las aici, poate mai trebuie. Și îl sfărâmăm așa bine. Cine nu dorește să facă această prăjitură, ele micuțe, micuțe, îl poate mânca cozonacul cu lăptic. Așa, cred că este de ajuns. Am să pun și din acest preparat pentru prăjituri. Vedeți că este roșu. Și acesta îl punem după gust. Ia uitați. Sau puneți rom. Și esență de rom puteți pune. Sau un pic de coniac. Așa, iasă gust. Mai pun puțin. Cred că este de ajuns așa. Acum doar să amestecăm așa bine, bine. O să mai gust. Este bun. Așa.
Așa, mi-am plătit mulțele. Și acum o să luăm și o să facem biluțe. Depinde cât de mari doriți să le faceți. Puteți pune în interior și o cireașă confiată sau o bucățică de rahat sau o cireașă din alcool sau o alună prăjită. Așa, vedeți? Și le punem așa pe o farfurie. Rotunde. Le puteți da prin nucă, prin susan, prin mac, prin ce doriți, prin cacao, prin zahăr, zahăr pudră, zahăr granulat. Așa, facem câteva. Am să dau așa deoparte. Le punem aici în față. Mă șterg pe mâini. Și mi-aduc aici fondul meu cu zahărul și luăm fondantul. Vedeți cum este? Așa este roziu, așa la culoare. Și o să întindem, o să întindem. Puteți întinde și cu puțin amidon. Avem aici un sucitor și întindem așa. Ia uitați cum arată fondantul, vedeți? Să știți că se lucrează destul de bine. Așa. O să-l lăsăm așa cam această grosime. O să tăiem, o să tăiem. Am aici formele. Așa. Ia să-mi iau un păzăruț și să tai așa un cerculeț. Și am să pun o biluță în interior. Așa, cred că este cam mică. O să vedem. O să iau mai mare. Un pahar mai mare. Și am să tai. Așa. Da, acesta este bun. Și strângem așa. Aceasta am să scot și am să pun alta mai mare. Vedeți? Luăm biluța noastră și o așezăm așa peste și tragem și închidem. Închidem așa bine. Așa. Vedeți? Și lipim. Și
acum tăiem cu aceste forme. Vedeți? Și o să punem deasupra. O să pun una peste cealaltă. Le așez așa peste aici și apăsăm. Îl dăm puțin prin zahăr sau prin amidon și apăsăm. Puteți colora, să pun un pic de apă. Un pic de apă să lipesc aici, că nu am pus. Așa. Puteți colora fondantul sau faceți cu bezele gata colorate. Ia uitați. Așa. Facem și un pistil. Punem așa în interior. Ops. Și ne ajută. Ia uitați. Așa. Punem acestea, le punem una peste cealaltă. O să punem o picătură de apă ca să se lipească așa peste. Dăm prin zahăr, ia uitați, și apăsăm așa aici. Așa. Vedeți? Așa. Eu astăzi le fac așa albe, dar le puteți face și colorate. Ori colorați cu colorant alimentar sau cu... Sunt și gata separate aceste bezele. Doar verzi, roze, galbene, albe. Acestea ale mele sunt colorate. Deci bezele moi. Și sunt foarte bune la gust. Uitați, am tăiat și așa, vedeți? Și punem așa în interior, așa aici. Și apoi facem o mică apăsă. Uitați. Așa. Avem... Le putem pune și în forme de hârtie, un pic mai micuțe, a mea este mare, dar vă arăt doar așa ca să vedeți, să aveți o idee. Și le puneți una lângă cealaltă, așa separat, să știți că sunt foarte bune. Hai să mai îmbrăcăm una, paharul mare. Așa, luăm o biluță și strângem așa, bine. Se lipească așa aici. Și surplusul putem lua. Așa. Și strângem așa bine. Și facem biluță. Așa. Și dăm așa o formă rotundă. E să tăiem o inimioară, să punem. Să vedem cum vine. Tot așa, o să pun puțină apă peste. Și punem și o floricică aici, în mijloc. Puțină apă. Așa. Și am să apăs așa cu... dau prin zahăr.
Și putem pune și o biluță. Tot așa, umezim cu puțină apă. Ca să se lipească, ia uitați. Așa. Acum luăm și îl amestecăm din nou și întindem și facem altele și tot așa. Fondantul nostru, vedeți cum arată? Ia uitați-l. Îl amestecăm așa bine și îl întindem din nou. Ia uitați. Așa. Se întinde foarte bine și cu amidon. Așa. Presurăm puțin zahăr pudră sau amidon și întindem. Putem face și bombonelele, cecilia, vă pup pe toți. Așa, ia să le facem așa lunguiețe, vedeți? Le dăm o formă așa mai lungă, punem așa aici. Puțin zahăr pe degete și închidem. Închidem așa bine. Și ne facem bombonele așa și strângem aici la capete. Putem face și așa, bombonele. Bombonele, bombonele, prăjiturele și pătrățele, cum doriți, ce le dați, ce formă doriți. Uitați, aici o să punem așa o floricică. Cum doriți îl fondantul. Puteți, îi puteți da și la petale, ia uitați, înainte. Apăsăm, nu știu dacă se vede. Ia uitați, așa. Vedeți? Să o așez așa alături. Și apăsăm așa puțin. Ne uitați. Așa, bombonele, bombonele. Bombonele, prăjiturele.
Așa, să mai facem încă una, tot așa lungă. Ia să întindem așa. Știți ce am să fac? Am să le fac așa drepte și am să tai. Așa. Apăsăm cu această formă. Mai facem încă una. Și tot la fel, apăsăm. Vedeți? Cu această formă apăsăm. Așa. Și iese. Așa. Umezim degetul. Așa și împingem așa cu. Iată-te. Așa. Și împingem așa. Puțin. Putem pune și câte o biluță, micuță, micuță. Punem puțină apă. Așa. Și cam atât. Să vedem cum să vedem rățele cum pe pală. Ia uitați-le. Prăjiturele îmbrăcate în fondant. Așa. Și acestea două. Ia să tai una, să vă arăt cum arată. Aici. Am să dau așa deoparte. Și o să tăiem una. Ia uitați. Se vede. Cum vine în interior. Așa. Bune, bune. Și dacă mai pune și o cireașă în interior, așa, cu puțin alcool sau o cireașă confiată sau o bucățică de rahat, o alună, o să fie delicioase. Eu acum vă las, vă pup dulce și ne vedem mâine. Mâine dimineață o să ne vedem în jur de 11. 11, maxim 11 jumătate am să intru și o să facem altceva. Îmi puteți lăsa și mesaj în comentarii ce ați dori să facem. Și eu mă organizez.
Vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine, o după-amiază frumoasă și ne vedem mâine dimineață, în jur de 11. Vă pup! Lăsați-mi mesaje în comentarii dacă doriți să facem ceva anume, ce ați dori să facem și dacă eu am ce-mi trebuie, o să facem împreună. Și dulce și sărat! Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă pup! Pupici, multă, multă sănătate vă doresc și numai bine! La revedere! Vă pup, o zi frumoasă tuturor!